Mehedințiul se află printre județele în care bullying-ul este destul de prezent în școli, iar cazurile de violență sunt în creștere. Fenomenul cunoaște amploare, deși specialiștii Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională derulează împreună cu polițiștii programe care își propun eliminarea agresivității verbale și a violenței între elevi. Specialiștii cred însă că este necesară o atitudine mult mai tranșantă față de acest fenomen, care poate avea consecințe grave asupra dezvoltării de mai târziu a victimelor bullying-ului. Neînțelegeri și acuzații pe nedrept. În primul rând, eu am încercat la început să fiu, să mă înțeleg cu ei, să mă prietenesc, asta am luat în începutul anului, dar după o perioadă au început să devină mai agresivi, nu neapărat în mine, dar în general. Se comportă urât prin clase. Cum resimțeai tu asta? Erai deranjat? Erai stresat? Pe mine mai mult mă deranja că aveau ceva cu mine. Elev în clasa a noua, într-un liceu din Drobeta, Turnu Severin, acest tânăr a fost victima colegilor săi. Băiatul nu a mai suportat și a anunțat directorul școlii. Acesta spune că a adoptat cea mai eficientă măsură în astfel de situații, o discuție între tânăr și agresori, chiar în fața polițistului de proximitate, iar lucrurile s-au schimbat imediat. Este o realitate prezentă și în comunitățile școlare, ceea ce găsim de fapt și la nivelul societății, este firesc cumva să găsim și aici, însă am căutat de fiecare dată să luăm măsuri și asta începând chiar din primele zile de școală, atunci când am organizat împreună cu poliția, cu Biroul de Siguranță Școlară și cu Centrul Județean de Resurse Educaționale, activități, avem gândite activități pe parcursul întregului an școlar. Reprezentanții Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională spun că derulează proiecte de combatere, însă nu toate școlile se implică suficient în prevenirea bullying-ului. Facem activități de prevenire în cadrul Câjirai, avem un proiect pe care îl facem de câțiva ani încoace, l-am făcut și pe consum de substanțe, dar acum l-am dedicat specific agresivității, violenței și bullying-ului, iar chiar acum avem la semnat și o să ducem la avizat la Inspectoratul Școlar un proiect în care să facem un studiu să vedem care sunt cauzele violenței, agresivității, bullying-ului și apoi să facem un proiect pilot de intervenție în mai multe școli în care să, practic, să derulăm proiecte un pic diferite și bazate pe educație non-formală de prevenirea bullying-ului și o să testăm toate aceste aspecte în 2-3 școli, ca după aceea în anii următori să venim cu proiecte serioase de intervenție pe zona aceasta. Iar o tratare superficială a problemei e cea mai mare eroare, pentru că victima poate rămâne cu probleme pe viață. Bullying-ul trebuie abordat ca orice agresiune. Adică bullying-ul e o agresiune, poate fi doar verbală, dar poate face pe termen lung foarte mult rău unui copil, unei personalități care este în formare și îl poate face mai nesigur pe el în viitor, îl poate face mai trist, îl poate face chiar depresiv. Sunt multe cazuri care bullying-ul a condus la depresie și a condus de multe ori și la tentative de suicid. În ultimii 2 ani, polițiștii din Mehedinți au instrumentat 32 de cazuri de violență între elevi în incinta școlilor și au întocmit tot atâtea dosare penale.